Elevii și profesorii din municipiu care au obținut rezultate bune la olimpiadele și concursurile școlare din acest an au fost premiați astăzi de către primărie. Este vorba de 59 de cadre didactice și 76 de elevi care au reprezentat Buzăul la olimpiade și concursuri de la sport, teatru, muzică și arte vizuale, până la literatură, istorie, geografie, științe exacte, filosofie și limbi străine. Elevii buzoieni s-au remarcat atât pe plan național cât și internațional. Păi pentru Olimpiada Națională de Chitară Clasică. Ce premiu ai obținut acolo? Premiu întâi. Cam cât timp te-ai pregătit? Nu știu, cred că jumătate de an. Nu știu să aproximez. Știu că studiam în jur de 4-5 ore pe zi. Cam cât timp te pregătești zilnic? Doamna, cu bacul, să-și zic că am mai scurtat din timpul meu de studiu, dar vreo 2-3 ore pe zi. Tot, de ordinul orelor. Ai renunțat la alte activități pentru a studia la chitară? Nu știu, că sunt cam leneș de felul meu, totuși încerc să echilibrez. Știți dumneavoastră, echilibrul întotdeauna prinde bine la sănătate. Astăzi am fost premiat pentru Olimpiada Națională de Limbă Greacă Veche. Ce rezultat ai obținut? Premiul întâi. Pe țară. Pe țară. Te-ai pregătit mult? Da. Din osteneala părintelui, profesor care m-a îndrumat, pot să spun că m-am pregătit. Este o materie grea, că nu e tocmai obișnuită. Nu este o materie grea. Este de ajuns să o înțelegi și să-ți placă. De unde e pasiunea pentru greacă? Toată lumea învață engleză, franceză, alte limbi. Pot să spun că am văzut literele fiind diferite de cele latine și de aici pasiunea. Mi-a plăcut ceva mai diferit. Pentru ce ai fost prezentat? Pentru gimnastică. Că nu știu cum să mă exprim. Pentru rezultatele de la gimnastică, da. Ce rezultate ai obținut tu anul acesta la concursurile la care participi? Anul acesta am obținut 8 medalii de aur. Câți ani ai tu și de cât timp faci gimnastică? Am 9 ani și fac gimnastică de la 4 ani. Și cam cât timp te pregătești zilnic? 3 ore pe zi. E mult, e puțin, îți ocupă mult timp? Nu, e foarte bine. Nu chiar cine știe, ce mai mult am luat pe echipă. M-a ajutat mai mult echipa. De cât timp faci gimnastică? De 2 ani, dar totuși am reușit să intru în echipă. Cam cât te pregătești? 3 ore, ca mereu. E greu? Nu. O să muncești mai mult la anul, să obții rezultate mai multe? Da. Am concurat cu echipa și am luat locul 2 cu echipa. Tu de cât timp faci? De 8 ani. Și ce vârstă ai? 12. E greu? Cam cât te pregătești pe zi? 3 ore. Fac dimineața până la 12 și după aia mă duc acasă și mănânc. E greu? Ai timp să mergi și la școală, să-ți faci și teme și gimnastică? Da, am timp seara. Îmi fac temele și după aia... Dar vin rezultatele, nu? Da. Pentru... La gimnastică. Ai obținut multe medalii anul ăsta? Am obținut 2. Tu cam de cât timp faci gimnastică? Am 8 ani și fac de la 3 ani jumate. Îți place, nu? Da. La gimnastică, la aparate. De cât timp faci gimnastică? Aproape 5 ani și sunt de la 4 ani. E greu? Uneori, da, uneori, nu. Când învățăm lucruri noi, mi se pare mai greu. Pe lângă diplome, primăria Buzău a alocat premii în bani, atât pentru elevi cât și pentru profesorilor. Olimpicii au primit între 300 și 800 de lei în funcție de performanță, iar cadrele didactice între 150 și 600 de lei. Jur de 60 de profesori, 80 de elevi, dar cumulat și cu rezultatele de la liceul Bogdan Petricei cu HD-ul. Premierea a fost făcută atunci la zilele liceului. Aproximativ 100 de profesori și 100 de elevi au fost premiați în acest an. Suma totală alocată de municipalitate a fost de 60.000 de lei. Sper ca numărul de elevi și profesori să crească, având în vedere că școala buzoiană este o școală de excepție. Pentru concursurile școlare, premiile au fost cuprinse între 200 și 400 de lei pentru elevi și între 100 și 300 de lei pentru profesori.